Lista cu noi miniștri a ajuns în Parlament în urmă cu puțin timp. Urmează ședințe maraton pentru învestirea noului guvern. Coaliția de dreapta își dorește ca noul guvern să primească și votul legislativului tot în cursul zilei de astăzi, pentru ca pe seară miniștrii să poată depune jurământul la Cotroceni. Marina Cioancă, colega mea, vine cu detalii despre acest lucru. Te ascultă, Marina. Bun găsit tuturor, avem parte de ședințe maraton pentru astăzi aici la Palatul Parlamentului. Viitorii guverni vor fi audiați, viitorii miniștri vor fi audiați în comisiile de specialitate. Puțin după ora 8 a fost depusă de către premierul desemnat Florin Câțu și lista cu miniștri, dar și programul de guvernare. În acest moment aici la Camera Deputaților se desfășoară birourile permanente reunite ale Camerei și Senatului, unde participă, iată, și fostul premier Ludovic Orban. Dar după încheierea birourilor permanente vor urma audierile. Undeva după ora 11 sunt programate aceste audieri în comisiile de specialitate. După ce se vor încheia aceste audieri din comisiile de specialitate, iată că viitorul cabinet Câțu va primi un vot din partea Parlamentului. În cazul în care votul va fi unul pozitiv, coaliția de dreapta își dorește, tot ca în această seară,